atunci când nu merge economia. Economia reală nu funcționează. Degeaba să laudă șmecherii ăștia care dau pomeni la tot poporul. Vine rovinieta plumb și spune ce face, ce minuni de vitejie face ea. Dar de unde dați voi pomenile astea? Nu dăm banii românilor. Aveți fabrică de bani, nu vă e rușine. Bun. Să ne prostiți în halul ăsta. Auzi, e prea mare pălăria pentru tine, dragul meu, Iohannis. Vezi-ți de lungul nasului, tu ai făcut trafic de copii. Bine, asta din nou, vă rog ai făcut să nu e demonstrat murdar, în instanță. În retrocedări și dacă justiția ar funcționa, te-ar lua la întrebări și ai ajunge la pușcărie imediat. Hai să fiu și eu președintele Germaniei, dacă tu vrei să fii președintele României. A, te susține Angela Merkel? Dar cine e Angela Merkel? Eu am văzut un film cu Dorina Lazar, Angela merge mai departe. Era șoferiță de taxi. Pentru mine e o șoferiță de taxi. Angela, ia să-și vadă ei de treabă în Germania acolo. Hai să iei pulsul poporului român. România a avut doi mari regi, pe Carol I și pe Ferdinand. Deci pe care eu am scris în anii 80, când nu s-auzea piui de monarhist sau de țărăniș în țara asta. Ia almanacul revistei săptămâna 86, 87, 88, 89. În 80, în 80, în 5 septembrie, editorialul meu pe pagina 1, în săptămâna, propuneam tipărirea cuvântărilor lui Iuliu Maniu și Ionel Brătianu. Unde erau ăștia care se dau acum reprezentanți ai partidelor istorice? Deci românii au acceptat foarte greu pe nemți. Pe Carol I, care îi datorăm în bună măsură revenirea Dobrogei la patria mamă, dacă noi avem ieșire la Marea Neagră, ieși datorită lui Carol. Cât despre Ferdinand, e Ferdinand cel loial și unificator de țară și regina Maria și așa mai departe. De a accepta greu, e o mentalitate. Românii nu vor accepta în mod cinstit niciun om străin de neam și lege. De neam și lege. Ferdinand și-a schimbat religia. Ca să fie adoptată poporul român, a trecut la ortodoxie. Deși uneori, de sărbători, sâmbătă, duminica, se ducea la Catedrala Sfântul Iosif, știi unde? În Găliciu, da. Sfântul Sava, unde am învățat eu, și mă duceam și eu înainte de examene acolo și se ruga. Foarte frumos, dar a devenit ortodox. Vreau să știu și eu cum va conduce el o țară de pe altă poziție religioasă, la 90% cetățeni ortodoxi. Părinții mei au fost creștini după Evanghelie, dar eu am fost cununat ortodox, mi-am botezat copiii, ambii copii ortodoxi, și am anunțat public cu 4-5 ani, nu pot să emit pretenții să conduc această țară dacă sunt de altă religie. Eu trebuie să fiu în rând cu poporul meu. E o chestie de opțiune personală. Sigur că evident, da. Dar să o facă, să facă un gest. Dar nu face. El vrea și în căruță și în teleguță. Dar dispărut PDL-ul din punct de vedere legal. A fost dan Blaha lui Băsescu să-și facă și el un partid. A trecut de pe stânga pe dreapta. Întâi erau PD-ul în Internațional Socialistă. Peste noapte, pentru niște avantaje, au trecut în Partidul Popular European. Nu crede nimeni. Și pe mișcări bruște. Eu de ce nu mi-am schimbat culoarea? Am fost și am rămas naționalist român. Nici de stânga, nici de dreapta. Iisus pe cruce cum era? Cu mâinile îmbrățișind și timpul și spațiu. Era de stânga, de dreapta. Mihai Viteazul ce era? Tudor Vladimirescu ce era? Toți care au avut moarte de martiri. Să nu vină nimeni cu balii verde de-astea și au căutat paravan. Noi suntem de dreapta. Votați, nu sunteți nimic, mă, habar n-aveți ce sunteți. Sunteți niște jefuitori ai acestui popor. Călin, file de poveste. Eu parafrazez. Călin, file de neveste. Bă, cinci neveste, bă? Sunteți rău. Dar dragul meu, Călin, grecul nostru simpatic, știi ce spunea un clasic? Timeo Danaos et dona ferentes, în limba latină. Mă tem de greci chiar când aduc daruri. De ce nu-ți vezi tu de treabă și de motocicleta cu care te-ai răsturnat? Are 5%. Uite, aici e un sondaj postat de Intact și Antena 3 în 8 octombrie, da? Uite, nu l-am inventat eu. Aici zice Victor Ponta, pe eșantion de 75.000 de oameni. Da. Bate orice înțeleg sondaj. Că s-a votat online, pe internet, da. Domnule, Victor Ponta 29%, surprinzător este SAS-ul Claus Iohannis cu 43%, pe locul 3 Vadim Tudor 18%, după care Dan Diaconescu direct
1% Monica Macovei, 1% Meleșcanu, 0, Brânză 2, Funar 0, Amariței 0 și așa mai departe. M-au sunat oamenii lui Gâdea de vreo 30-40 de ori să mă duc la el. Și am refuzat. Îmi pare rău. M-a sunat și Marius Tucă, la care țin. E un ziarist și chiar poet de valoare. Și am zis, Marius, să nu mă folosesc pe mine trusul intact, să lovesc în adversarii lui Voiculescu și ai lui Gâdea. Eu nu fac așa ceva. Nu-s marioneta nimeni. Deci Tăricianu întâi să spună ce a făcut el împreună cu Adrian Iorgulescu, ministrul culturii, de ce au dat brandul turistic numărul 1 al Europei, Castelul Bran, al cărui nume e legat de Vlad Țepeș, da? Clădire din 1377. Știu foarte bine, da. Sora mea mai mare locuiește la doi pași. Bunica mea despre mama era din Bran. De ce ai dat, dragă Tăricianule, acel castel de o valoare inestimabilă unui individ care nu știe o babă românește, l-a căutat prin toată lumea cu lumânarea și care n-are niciun drept legal? E suspectă și tragerea la sorți, la Biroul Electoral Central. Pe locul întâi e Kelemen Hunor și pe locul ultim e antipodul medicului veterinar care a fost ministrul culturii, Kelemen Hunor. Deci sunt pe locul 14, ultimul. Dar știi cum se zice, cei din urmă vor fi cei din tâi și mai e o vorbă la țăranul român că cei din tâi turbează. Lasă-i pe ăștia pe locurile 1, 2, 3 și să vedem urma scapăt urma. Nu are ce căuta în postura de prim-ministru și de candidat la președinția României. Îmi pare rău că nu mai e în țară acum și bănuiesc că i s-a făcut vânt înapoi la Paris, poate și cointeresând-o, doamna Nadia Pandrea, fica lui Petre Pandrea și nepoata de sora lui Lucrețiu Pătrășcanu, doi deținuți politici ilustri. Ea e membră în partidul meu. În anul 2002 am dus-o la Ion Iliescu, care uzurpa fotoliul meu de la Palatul Cotroceni după o nerușinată fraudă electorală și a adus un memoriu împotriva lui Victor Ponta, care a furat vila Lucrețiu Pătrășcanu de la Poiana Țapului. Era prietenă de familie din tinerețe cu mama lui Ponta, Cornelia Naum, dacă nu mă înșel, a româncă, ceva de genul ăsta. Nica Leon m-a sunat alaltări din Bucovina și mi-a zis că țiganii din Pârtești, județul Suceava, au spus că tata lui Ponta era țigan de acolo. În America te ia până la șaptea spiță, da? Să vadă cine sunt strămoși și cine ce-a făcut. Poate de asta are și face gestul ăsta, că nu e foarte european. Dar hai să mergem pe fond. În 2002, când el a devenit secretar de stat, împreună cu unul Alexei Ivanov, dacă nu mă înșală memoria, au făcut niște mișculații juridice și el a furat vila de patrimoniu național Pătrășcanu, în care a intrat Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu și alte personalități. Vila de la Poiana Țapului. Și ecuația e simplă. Ce caută vila Pătrășcanu la familia Ponta? Una la mână. A furat doctoratul. Uneori scriam 90 de pagini de mână, că îmi plăte, deși bat perfect la și la mașina de scris, e mai apropiată distanța de la cap la inimă prin stilou. Ajungeam după 90 de pagini, ajungeam în josul paginii topului de hârtie, furat de condei și mă tăiam în hârtie. Știi ce strașnic ustură tăietura de hârtie? 3 ani am muncit pe doctoratul meu și el își ia doctoratul în 3 minute? E posibil așa ceva? Și ce ușor a renunțat. Gata, am renunțat. Nu, domnule, nu mai e creditul moral să mai vorbești. Ce mai trebuie să furi? Fonduri europene? Bugetul de stat? A furat și listele, pentru că el are copy-paste, cum se zice. Unii zic copy-paste. Ia listele lui de semnături. Îmi zicea unul din consilierii mei, domnul Silviu Crescu, care a fost administrator la reședința ambasadorului american. Deci sunt color alea. Alea sunt copiate, listele, deci a făcut fraudă și acolo. Băsescu are dreptate, încă ești prea blând, dragă Traian Băsescu, ești prea civilizat. A fost pion în America, a fost pion în țări NATO, în Italia, în Germania, în alte țări. Acum se duce ca șef de stat după ce a fost băgat acolo. Ce făcea el pe acolo? Se ducea până în muzee?
mânca foricele de porumb, hai domnule, să fim serioși. Serviciile secrete să-și bage mințile în cap. Și Meleșcanul, și Arnagea, și Maior. Lăsați țara să respire. Am scăpat de o securitate, ne-am pricopsit cu 10 securități. Băgați la înaintare un agent al vostru, să vă fie rușine. E clar că nu îl veți susține în turul 2 pe Victor Ponta. Nu? Un om cu șira spinării, cum am eu, să naște mai greu, să naște la 100 de ani și trebuie împușcat imediat, că devine incomod. Nu dau nimănui voturile, nu merită nimeni în afară de mine. Numai eu pot salva această țară cu o echipă de incoruptibili și de patrioți români. Ia din programul meu de prezidențial în 25 de puncte, încep cu formarea echipei. Singur nu poți, într-adevăr. Și al doilea rând, cu modificarea după un moratoriu, bine gândit, cu întreaga clasă politică a Constituției, pentru o sporire temporară a puterilor președintelui. Pentru că atunci când nu vrea sau nu poate, pretinde, domnule, sunt cu mâinile legate. Nu trebuie să se mai ajungă în situația asta, pentru că moare țara. Dar mafia nu trebuie să fie sub control, trebuie să fie sub pământ. Dacă eram ascultați din timp, noi, câțiva de la România Mare, și mai sunt și alții, și pe la alte partide, nu am monopolizat noi adevărul și justiția absolută. Dacă eram ascultați, nu se ajungea în fundătura asta istorică, nu mai avem după ce bea apă. Vorbim de privatizări. Trecem peste defrișări care au distrus ecosistemul și zeci de ani se mai refac pădurile acestei țări. Ce țară din lume își mai taie, își mai extirpă plămânii naturali care sunt pădurile și codrii? Vorbim de privatizări. Păi până acum 2 ani se făcuseră privatizări a căror valoare teoretică era de circa 700 de miliarde de euro. Și statul român a încasat numai 7 miliarde. Unde s-au dus banii ăia? De ce trebuia să se dea pe un leu vreo fabrică? De ce trebuia să se distrugă locurile de muncă? În programul meu este și anularea unor privatizări frauduloase. Și aș începe cu Rodipet. De multe ori am reproșat lui Adrian Năstase, fostul meu coleg de liceu, când era în libertate. Zic, Adriene, ai făcut o crimă, ai distrus presa română, ai dat Rodipetul mafiei arabe. De ce ai făcut asta? Pentru că au început să moară publicațiile. Eu am numărat 10. Centrale, Curentul, Gândul, Cotidianul, Cancan, multe, până la 10. De ce? I-a dat lui Hasan Audi, ăla a fugit cu banii presei române, mi-a ales să-mi dea 2 miliarde de lei la valoarea din 2004. El știe ce mi-a zis? A, păi nu eu, Ovidiu Mușetescu, era ministrul privatizării. Zic, băi, sigur, mortul îi devine întotdeauna. Tu erai prim-ministru, drag Adrian Năstase. Deci trebuie să revină la statul român Rodipetu. Deci Ponta este spion să se retragă. Cariera lui este terminată. Să ne lase agenții acoperiți sau descoperiți în pace.